În ciuda greutăților prin care trecem, trebuie să întâmpinăm Crăciunul, poate cea mai frumoasă și plină de speranță sărbătoare a lumii creștine. Astfel, în acest context, tinerii socialdemocrați, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarii comunelor Salcia și Obârșa de Câmp, dar și alături de deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, au dorit să le aducă în prag de sărbători un zâmbet pe buze celor încercați de greutățile vieții. Se apropie cu pași repezi Sfânta Sărbătoare a Crăciunului. Este poate perioada anului cea mai îndrăgită de copii, mai ales dacă ne gândim la dimineața în care aceștia vor găsi sub brad cadourile lui Moș Crăciun. Însă nu toți copiii sunt atât de norocoși. Astfel, tinerii socialdemocrați, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, în colaborare cu primarii comunelor Obârșa de Câmp și Salcia, dar și alături de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, au îndeplinit rolul de mesageri ai moșului, mai ales că în cele două localități acest lucru a devenit o tradiție. Da, PSD Mehedinți, ai parte de sărbători fericite. Mulțumim la fel! Să simțiți magia Crăciunului și a sărbătorilor puțin diferit. Mulțumim frumos! Ce faci, ai colore? Nu. Nu? Te jucai? Se joacă, da. Ești la școală? Da, e clasa a treia. Clasa a treia? Da. Și vezi bine? Foarte da. Bine. Ești bucuroasă de aceste cadouri? Da. Văd aici că ai început să colorezi, nu? Nu, le strâng pentru școală. Aceste acțiuni au devenit o tradiție pentru comunele Salcia și Obârșa de Câmp, iar Moș Crăciun a venit și anul acesta în pragul sărbătorilor de iarnă pentru cei cărora viața nu le-a oferit alte posibilități. Aceste gesturi din partea unor oameni buni le-au umplut sufletul de speranță și au făcut să simtă spiritul sărbătorilor. Primele case la care au ajuns cadourile au fost în comuna Salcia. Sunt foarte multe familii de genul cum sunt eu, sunt foarte multe aici. Dar asta este. Ce putem să zicem? Suntem săraci, suntem, ne mulțumim și suntem, cum să vă zic, mulțumiți cu ce avem. Asta e traiul, nu este salar, nu este venit, nu e loc de muncă. Asta e, trăim de pe zi pe alta, că asta e traiul vieții. Și ne mulțumim cu ce avem, cu ce câștigăm prin muncă, prin ce se poate câștiga. Banul se câștigă prin muncă, prin... Suntem mulțumiți cu cât câștigi, că așa a ajuns timpurile. Nu poți să te duci pe stradă, dai în cap unui om că n-ai ce mânca astăzi. Dacă muncești, mănânci, dacă nu. Și acum, în prag de sărbători, v-au făcut o mică bucurie. Da, le mulțumim frumos, le urăm un Crăciun sănătos, să aibă parte de tot ce-și doresc. Cu tolba plină de fiecare dată, Moș Crăciun împarte cadouri copiilor. Dulciuri, jucării și alimente de bază sunt lucruri pe care localnicii din cele două comune le primesc cu atâta bucurie în fiecare iarnă. Bună ziua! Bună ziua! La domnul deputat aici, așa, o plăsuță? Bună ziua! Vezi că e grea, nu poți să ții, bă, da? Da, că e voie. Avem un copil. Mai am un copil pe aici, unde e? Ăsta nu, l-avem pe Vasile. Ia-mi gălea. Ia-mi gălea, spune-te-ale. Stați la copii. Să fiți sănătoși și fericiți, să aveți sărbători frumoase. Știți, de să fiți sănătoși. Să rămână, doamnă. Să rămână, să rămână. Ce faci? Sunt la școală? Da, clasa întâi. Câte de la 8-a. Mulți copii din familiile defavorizate nu au nimic sub brad de Crăciun, întrucât situația materială nu le permite părinților să le facă cadouri. Aceștia încearcă să le asigure o masă caldă de sărbători, dar și un zâmbet copiilor care au o situație financiară precară. Ne bucurăm, da. Ne bucurăm. Merg la biserică, mâine mă duc la biserică la ora 3:30, să că ne dă cadouri, ia la fel cu părintele al micii care a venit acum și nou. Da. Deci perioada aceasta de sărbători, să spun așa, vă mai alină din gândurile de zi cu zi. Da, da. Înțeleg că vreți să le susțineți pe fete, da. Să termine studiile. Da, da, vreau. Asta vreau să nu fie ca mine, că eu n-am avut bani, mama să-mi dea, dar eu ce am,
le dau. De sărbătorile de iarnă, tot timpul Partidul Social Democrat a venit în sprijinul cetățenilor, să spunem noi, dintr-o categorie mai nevoiașă, care au nevoie ca noi, oamenii care le-au trimis în Parlamentul României, care suntem aleși dumnealor, să venim în sprijinul lor pentru a aduce un pic, măcar un zâmbet pe buzele și pe chipuri dumnealor. Preajma sărbătorilor trebuie să fim mai empatici, să fim lângă oameni și atunci noi, ca Partidul Social Democrat, tot timpul am fost lângă ei. Niciodată n-am uitat de unde am plecat, niciodată nu i-am uitat și am fost lângă dumnealor. Au învins frigul cu căldura din sufletele lor și parcă totul s-a transformat în bucurie și speranță, de îndată ce le-au călcat pragul. Este o inițiativă foarte bună din partea tineretului Partidului Social Democrat. Aduc o bucurie persoanelor nevoiașe, sunt multe familii din comună care au nevoie de acest ajutor. Orice copilaș are și el nevoie să simtă spiritul Crăciunului. Sunt anumite persoane care nu din vina lor nu pot să facă o bucurie unui copil. Au greutăți. Mesagerii moșului au ajuns și în comuna Obărșea de Câmp la câteva familii unde primarul comunei Marinela Dumitrele a dorit să le ofere puțină bucurie de sărbători și încrederea că le va rămâne alături. Iar la finalul zilei ei au fost cei care au dăruit bunătate și energie pentru sărbători cu adevărat fericite. Salut! Ce faci? Uite la căldură! Câte ani are? Are mult! Așa pare ea mică! Primarul comunei Obârșea de Câmp, Marinela Dumitrele, a fost mereu alături de cetățeni și a dorit ca acum, în prag de sărbători, să le aducă o mică bucurie copiilor. E un obicei pe care l-am inițiat acum câțiva ani și din an în an încercăm să-l dezvoltăm mai mult și să implicăm cât mai mulți tineri. Dacă la început au fost câteva familii, din an în an noi am mărit numărul familiilor și anul ăsta am ajuns la un număr chiar foarte mare de familii care s-au bucurat de cadourile aduse de noi. Bucur că pe ei bucură lucrul ăsta și mai ales acum am prag de sărbători și le urez sărbători fericite. Un an cât mai iluminat și mai binecuvântat. Oamenii au fost mai mult decât încântați de venirea mesagerilor moșului, iar copiii nu-și mai încăpeau în piele de bucurie. Normal, pe cine n-ar bucura? E o inițiativă foarte bună. Dacă s-au bucurat și copiii? Da, mai ales copiii. Copiii așteaptă pe doamna în fiecare an, nu numai acum. Vremurile în care trăim nu sunt cele mai bune, iar pentru familiile defavorizate, perioada sărbătorilor poate accentua situația modestă în care se află. În acest context, tinerii social-democrați au luat inițiativă și au dorit să aducă un zâmbet pe buzele copiilor. Tineretul social-democrat a început astăzi o campanie prin care o să fim prezenți în mai multe localități din județul Mehedinți. Ne dorim să aducem acestor copii o bucurie, un zâmbet, ne bucură reacția lor, ne încărcăm bateriile și văzând cât de bucuros sunt atunci când le pășim pragul, putem să spunem că am făcut un lucru foarte bun. Este și perioada sărbătorilor de iarnă. Cred că fiecare dintre noi are datoria să facă fiecare cât poate pentru persoanele care au nevoie de sprijin, mai ales în această perioadă și nu numai. Cred că în fiecare zi trebuie să fim mai buni și să-i ajutăm pe cei de lângă noi. Vreau să mulțumesc pe această cale în primul rând președintelui Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, domnului Aladin Georgescu, pentru tot sprijinul acordat, al domnului deputat Alin Chirilă, al tuturor parlamentarilor PSD Mehedinți și al primarilor care ne sprijină în desfășurarea acestor acțiuni foarte frumoase. Cred că este foarte important ca în această perioadă să mergem la cât mai multe persoane defavorizate din județul Mehedinți și acțiunile noastre vor continua până în ziua de Crăciun inclusiv. Nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc colegului nostru Dragoș pentru implicare, colegului nostru din organizația TSD Mehedinți. Îmi doresc ca în perioada următoare să găsim în fiecare localitate din județul nostru tineri dorniți să se implice, tineri care vor să facă lucruri bune pentru comunitatea din care fac parte. Acesta este doar un exemplu. Sunt sigur că vom reuși să găsim în lunile ce urmează oameni, tineri care vor să se implice în societatea din care fac parte. Am întâlnit o familie greu încercată de necazuri și nevoi, familie unde am întâlnit și doi copii cu minți, ascultători, dar și cu rezultate foarte, foarte bune la învățător. Împreună cu domnul primar și echipa de tineret a Partidului Social Democrat Mehedinți, am vrut să le aducem o bucurie și cred că am și reușit.
vine Crăciunul, vin sărbătorile și eu cred că trebuie să ne amintim și de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Sărbătorile de iarnă sunt cu siguranță cea mai specială perioadă din timpul anului și fiecare dintre noi așteaptă cu nerăbdare apropierea Crăciunului, iar în această perioadă trebuie să fim mai buni și din puținul nostru să-i ajutăm.